Ne punteați părinții stareți ascultare. Cea mai bună mâncare ne-a pregătit-o, Doamne. Și cea mai bună mâncare atunci când simți că Dumnezeu te înconjoară cu purtarea Lui de grijă. Mă gândesc ce spunea un monah, Nicolae Steinhardt. De ce este omului foame astăzi? Și el spune așa, de dragoste și de sens. Omul setează de dragoste. Cred că asta caută în primul rând dragoste. Și atunci când o găsește dragostea asta, face abstracție de orice distanță, de orice osteneală, de face orice sacrificii ca să poată simți. Dar cum răspunzi la dragostea asta care o simți? Cum răspunzi? Și atunci când îl găsești pe Dumnezeu, găsești și rostul vieții tale. Rostul vieții tale. Cea mai bună mâncare, eu zic, asta este, când simți dragostea lui Dumnezeu, cum spunea și înalt preasfințitul Părinte Pimen, toate sunt bune pentru cei buni, indiferent ce ai mânca. Când simți că acolo este pusă un dram de dragoste, toate sunt bune. Ne confundăm bucuria cu plăcerea. Numai Dumnezeu cel nesfârșit umple foamea asta nesfârșită din inima omului. Și dacă totuși mâncăm, că m-ați întrebat ce am mâncat, dacă totuși mâncăm și nu ne săturăm, să știți că nu de pâine ne este nouă foame și nu de mâncare. Ne este foame de dragoste, ne este foame de sens. Dumnezeu te hrănește, te hrănește, te invită la ospățul lui Dumnezeu, te hrănește. Și iarăși era într-o carte de nutriție, spunea, ești ceea ce mănânci, te transformi în ceea ce mănânci. Dar când mănânci hrana acea dumnezeiască, când îl mănânci pe Dumnezeu, te transformi în Dumnezeu. Când ajungi să consumi deșertăciunea acestei lumi, apoi asta te transformă. Au umblat după nimic și au ajuns nimic, ne spune în Vechiul Testament. Așteptăm sărbătoarea nașterii Domnului sau, cum spunea un mitropolit, sărbătoarea născutului, sărbătoarea nașterii Domnului. Și bineînțeles că bucuriile sunt în primul rând de ordin sufletesc, pentru că este sărbătoarea dragostei care s-a coborât din cer și a venit într-o iesle pentru noi oamenii, din dragoste pentru noi. Este marele ospăț, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, este marele ospăț al lui Dumnezeu cu omul la care participă lumea întreagă. În seara aceasta de Crăciun vom sta cu Dumnezeu la masă. La toată casa e lumină, zeurele de zeuă. Părinte Mâina, suntem aici pentru a afla ce pregătiți pentru sărbătoarea nașterii Domnului. De obicei, la praznicile împărătești, cât și în anumite duminici, facem o rețetă specială, o ciorbă specială, ciorba ciocăneșteană, pe care o servim la masă la părinți și la credincioși. Ce înseamnă ciorba ciocăneșteană? Ciorba ciocăneșteană este o ciorbă cu chib și păstrăv afumat, bineînțeles și cu smântână. Am ales această ciorbă în primul rând pentru că ne reprezintă zona Bucovinei. Fiind într-o zonă de munte, se mănâncă foarte mult păstrăv, servește foarte multă smântână la masă și bineînțeles că dacă mâncarea este puțin mai grasă, atunci merge și un pic de lămâie, merge și un pic de usturoi. Este o ciorbă adaptată din ciorba rădăuțeană, cea cu smântână și cu pieptul de pui, numai că noi, adaptând la mâncările mănăstirești, schimbăm pieptul de pui cu păstrăv afumat și cu lib. Peștele este de la dumneavoastră, de aici, din Iaz, Iazul pe lângă care am trecut? Uneori, da. De obicei, când avem în Iazurile noastre, când avem păstrăv, îl luăm și îl afumăm noi afară la cuptor, alteori îl cumpărăm. Cum arată masa de Crăciun aici la Mănăstirea Botoș? Se presupune că masa de Crăciun ar trebui să fie una care să arate
bucuria praznicului, bucuria praznicului nașterii Domnului. Și tocmai de aceea noi la mănăstire pregătim mâncăruri mai speciale, ca să zic așa, ceva mai gustoase, astfel încât și călugării după atâta post să se bucure de praznicul nașterii Domnului. Cât de mare este obștea? Obștea noastră este formată din 12 călugări. Acum veți găti această supă pentru mai multe persoane și pentru pelerinii care vă vizitează, care vă bat la ușă. Ce găsesc pelerinii când vin aici? De obicei, pelerinii care vizitează mănăstirea noastră o vizitează pentru liniștea pe care o găsesc aici în vârful muntelui. Liniștea, slujbile care se fac în biserică, cât și peisajul extraordinar din care face parte mănăstirea. Mulți dintre ei rămân surprinși că de obicei când gustă mâncarea găsesc nu o mâncare fastuoasă, nu o mâncare delicată, nu o mâncare extraordinară, ci o mâncare extraordinar de gustoasă, extraordinar de bună. Absolut în orice mănăstire mâncarea este bună, absolut în orice mănăstire. În bucătărie întotdeauna trebuie să intri cu ascultare, trebuie să intri cu binecuvântare, trebuie să intri cu... Este de dorit ca în fiecare dimineață să iei binecuvântarea ori de la Părintele Stareț, cum ați văzut că am luat dimineață, ori să iei de la preotul slujitor, cel care a slujit Sfânta Liturghie în acea zi. Se spune că acea binecuvântare, atât a Părintelui Stareț, cât și a preotului care a slujit în ziua respectivă, călugăr fiind sau bucătar, îți face ascultarea mai ușoară, îți face ziua mai senină, îți face ziua mai bună. În bucătărie înveți să ai răbdare, să ai dragoste de aproapele și să ai o predispoziție spre rugăciune. Pentru că în bucătărie, fiind singur sau chiar și cu mai mulți, cum suntem acum, în momentul în care faci mâncare, trebuie neapărat să te rogi. Mâinile lucrează, iar mintea se roagă. Spunând Doamne Iisuse și fiind atent la gândurile tale, automat că mâncarea va avea un gust bun. Automat că stând într-o rugăciune și într-o ascultare cu dragoste. Dragostea este foarte importantă când facem ascultare noi, la noi călugării. Mâncarea va ieși bună. Dumnezeu ne dă cel mai mare dar. Ne dă pe Fiul Său. Preschimbat pentru făptură într-o sfântă fermitură, într-o dulcea cumânecătură. Ne dă pe Fiul Său ca să-L mâncăm. Spune că de ce ne-L dă fermitură? Ca să nu se pare nouă că este prea mare pentru noi. Ne dă pe Fiul și noi ce-i dăm? Aia este o cântare în care spune că la nașterea Mântuitorului fiecare a contribuit pe ceva și magii au dus darurile lor, peștera a dat steaua, pământul a dat peștera și noi am dat-o pe Maica Domnului, cel mai frumos dar. Și este Dumnezeu, se dăruiește și noi dăruim, dar tot dintre ale Lui dăruim. Tot dintre ale Lui dăruim. Totdeauna Dumnezeu dăruiește cuvânt și pâine. Niciodată doar pâine. Pâinea asta devine o prăjitură bună și schimbă gust. Schimbă gust când știm care e ca miez purtarea de grijă și dragostea lui Dumnezeu. La toată casa e lumină, zâurele de ziua. Sora Anișoara este o persoană importantă aici în bucătărie de la Botoș. Dumnea ei este cea care ne ajută la mâncare și este cea care ne mai arată din arta culinară, din secretele artei culinare, preparatele, să zic eu, mai deosebite, cum este și această ciorbă. Ce pregătiți acum? Acum vom dezosa și vom curăța păstrăvul care se pune în ciorbă. Eu o stoc hribii ca să ne vină mai ușor. Hribii culești de aici, din pădurea, de lângă dumneavoastră? Da, se găsesc. Pe lângă alte ciuperci se găsesc și hribii. Ce aveți dumneavoastră aici în oală pare așa puțin preparat. Avem supa de pește, care se prepară cu câteva ore înainte sau chiar cu o zi înainte. Deci punem la fert într-o oală capuri de pește, cozi, spinari și le lăsăm la fiert
cam 2 ore până iese tot din măduva osului, să îi dea un gust foarte bun, intens, de pește. Câteva boabe de piper și sare. Lăsăm 2 ore la fert, după care putem să folosim capuri de pește de la novac, de la albitură, de la ce avem resturi. După ce a fert 2 ore, lăsăm la răcit să strecoară și folosim supa ca atare. Astăzi am pus supa la fiert. Când dăm clocot, am pus ceapa cu morcovul. După un sfert de oră, o să punem rădăcinoasele și hribii. Mai fierbem încă un sfert de oră și lăsăm la răcit. Părinte Mina, de ce la masa din mănăstire un călugăr are această ascultare de a citi cuvinte de învățătură? Sfinții părinți spun că masa la care nu se citește este o masă nebinecuvântată, ca și cum ar fi o masă de animale necuvântătoare. Omul fiind ceva îndumnezeit prin har, bineînțeles că are nevoia ca în timp ce gura mănâncă, mintea rugându-se să înțeleagă, să asculte dumnezeieștile cuvinte care se citesc la masă. Este o tradiție veche. Pot spune din proprie experiență că întotdeauna cuvintele care s-au citit la masă sunt răspunsul pe care însuși Dumnezeu ți le dă sau Sfinții ți le dau în ziua respectivă. La întrebări, la frământările tale de călugări, la luptele tale duhovnicești pe care le ai. Este un obicei binecuvântat și de neapărată trebuință la orice masă. Și s-a însemnat peste noi lumina feței lui Dumnezeu. În momentul în care masa este însoțită cu rugăciune. Ne privește Dumnezeu atunci când ne rugăm. Iar privirea lui Dumnezeu este atât de dulce, este cel mai bun desert, de care nu se satură, îngerii spun, sfinți îngeri, nu se satură să-l privesc, este raiul. Locul unde mănâncă călugării este un loc sfințit, se numește trapeză. Și ne spun părinții că este locul în care hrana se transformă în rugăciune, în care hrana ne amintește de dăruitor, în care hrana ne amintește de dragostea lui Dumnezeu care ne poartă de grijă. Și atunci cumva schimbă gustul hranei. Sunt, dacă vreți, acele madlene al lui Proust, care spunea că atunci când mânca, aveau gustul copilăriei. Și așa și mâncarea trebuie să ne amintească tot timpul de dragostea lui Dumnezeu. Dacă pâinea ne amintește de Hristos, indiferent de ce ar fi făcută, din care grâu, din care făină, are alt gust. Are gustul dragostei lui Dumnezeu. Nu se rezumă ospățul nostru doar aici, nu se rezumă la cei de față, ci se duce și dincolo, trimitem și la cei dragi ai noștri. Și cei de care au pășit pragul veșniciei se bucură de dărnicia noastră și de ospitalitatea noastră. Și ei primesc și se hrănesc cu ce? Cu dragostea și cu dărnicia noastră. Îi se face hrană și lumină dincolo în împărăția lui Dumnezeu. În timp ce fierbim morcovul și cu ceapa, am pregătit următoarele ingrediente. Am tocat hribii, pătrunjelul, am dezosat păstrăvul. O să ne facem sucul de lămâie, o să facem un mujdei de usturoi, o să spargem și ouăle, care o să le omogenizăm foarte bine cu un mixer sau chiar la tel, cu smântâna. Vin colindători la sărbătoarea nașterii Domnului? Am primit în diferiți ani diverse grupuri de colindători. Am avut surpriza chiar să ne colindești și grupuri psaltice. Pot spune că acest obicei strămoșesc încă nu a dispărut de prin meleagurile noastre. Ori primesc o masă copioasă, de obicei așa facem, ori e chiar părintele stareț, dă colaci, nuci, uneori și bani. Dar, în general, colindătorii nu vin pentru bănuți, nu vin pentru ceva, vin pur și simplu pentru a împărtăși bucuria praznicului și a ne simți exact așa cum ar trebui să simtă fiecare, o mare familie. Fiind într-o zonă greu accesibilă, să urci la pas, la picior, muntele la o persoană de o greutate medie ia cam vreo 40 de minute. Ei, bineînțeles că după ce ai urcat aici, primul lucru la care te gândești ar fi un pahar cu apă, nici de cum să colinzi. Dar totuși, oamenii au dragoste, colindă întâi, vorbim cu ei și rămâi, cum să zic eu, cumva foarte
înduioșat așa sufletește, că mai vezi alți oameni predispuși la jertfă, la dragoste, care nu se gândesc la osteneală, ci se gândesc la bucuria de a împărtăși. Găsește o rugăciune, găsește un dram de dragoste. Și spunea părintele Paisie Aghioritul, care se numea pe sine transmisionistul lui Dumnezeu. Și noi transmitem nu din dragostea noastră, noi transmitem din dragostea lui Dumnezeu. Omul are nevoie și de un cuvânt bun, și de o rugăciune, și de o dragoste, și de cineva care să știe că-i pasă de el. De cineva care să știe că suferă alături de el. Bineînțeles că nu putem noi tot timpul sau nu avem timpul necesar să-l ascultăm pe fiecare om cu problemele lor, dar măcar așa, să știe că suntem aproape de el, cât de puțin. Nu suntem la măsura unui părinte, părintele Paisie, iarăși revin la el, care spunea, pe cărbun aprinși dacă ar sta, sau pe cioburi de sticlă, și când aud suferința cuiva, uit de durerea mea. Nu reușim noi tot timpul, ne străduim ca durerea celui de lângă noi să nu fim insensibili la ea și ne străduim să putem duce, dacă noi nu putem vindeca cu puterile noastre, dar știm pe cineva care poate. Și știm pe cineva care poate transforma o mâncare rea într-una bună. Știm pe cineva care poate transforma într-un vin acru, într-un vin dulce. Știm pe cineva care poate transforma o existență cenușie sau o existență în care nu-i găsim locul. Știm pe cineva care atunci când se atinge cu degetul de inima noastră, se transformă inima noastră în grădină de flori și în raia lui Dumnezeu. La toată casa e lumină. A trecut un sfert de oră în care a fiert ceapa și morcovul, iar acum adăugăm rădăcinoasele. Rădăcina de pătrunjel, de țelină și de păstârnac. Adăugăm și hribii și un pic de pătrunjel verde. Mai lăsăm să fiarbă încă un sfert de oră, după care oprim supa. A trecut sfertul de oră. Sfertul de oră, dăm oala deoparte, împărțim supa în două și o lăsăm la răcit pentru jumătate de oră. De ce o împărțiți în două? Jumătate din cantitate. Trebuie să o turnăm peste gălbenușul cu smântâna, se răcește mai repede jumătate de cantitate decât toată cantitatea. Trebuie să o lăsăm la răcit, pentru ca să nu se taie smântâna. Jumătate din cantitatea de supă care s-a răcit, o adăugăm în fir subțire, peste gălbenușuri și smântână. O adăugăm în fir subțire ca smântâna să nu se taie. Unim cele două supe. Dacă este supa caldă, se coagulează oul. Da, și chiar smântâna se taie. Pelerinii care ajung în mănăstirea Botoș, mai întotdeauna, nu numai la praznici împărătești sau la trecerea dintre ani, să se aștepte la slujbe frumoase, la liniște sufletească și la peisajul încântător care este afară. Și bineînțeles la o mâncare gustoasă. Noi și la anul de-om veni. Este o pregătire continuă, aceea de a ne face inima peșteră, aceea de a ne curăța, așa cum spuneam că o femeie mătură, atunci când mătură prin casă, se gândește să-și măture și sufletul și să-i spele și să-ți curățească și inima. Este o pregătire continuă prin care căutăm să ne facem inima cămară frumoasă, peșteră frumoasă în care să vină Hristos. Și spuneam că toată asceza noastră și toată asceza, așa cât este ea, toată nevoința asta și a apostolului și a rugăciunilor și a slujbelor, ne pregătesc inima. Cumva o punem așa la cuptorul rugăciunii ca să fie inima caldă, să poată veni Hristos întrânsă. Începe, cred că, cu postul. De la începutul postului, atunci se începe să miroase a sărbătoare. Vom lua oala, o punem pe foc și
adăugăm și restul ingredientelor. Păstrăvul afumat, gogoșarii la oțet, usturoiul, zeama de lămâie și un pic de pătrunjel. Lăsăm supa să fiarbă până dă în clocot, după care o oprim. Nu o mai clocotim de mai multe ori, pentru ca să nu se taie smântână. Deci, după cum vedeți, ciorba cam așa arată. Așa arată o ciorbă finalizată. O servim la masă cu ardei iute. Iar cine vrea, opțional, îi putem da și puțină zeamă de lămâie sau mujdei de usturoi. Cu cât postul este mai post, adică înseamnă mers la biserică, înseamnă spovedit, înseamnă împărtășit, înseamnă o rânduială de rugăciune pe care o are fiecare, fie că este în drum, fie că este la volan, fie că este la servici, fie că este acasă în fața icoanei, pentru că creștinul este dator să se roage în tot timpul și în tot locul, cu atât mâncarea, masa de Crăciun, va fi mai gustoasă, absolut oriunde se va afla. Bucuria Crăciunului nu poate fi o bucurie decât dacă este însoțită de biruință, iar biruința vine, bineînțeles, după nevoință. Nevoința care o facem în timpul postului ne va ajuta la bucuria pe care o vom avea în timpul mesei Crăciunului. Mă gândesc la Sfântul Eufrosin, care a fost bucătar, știți, Eufrosin bucătar. Și atâta m-a impresionat, spunea că, ne spune viața lui, că atunci când făcea mâncare și aprindea focul, își aprindea inima cu vâlvătaia dragostei dumnezeiești. Spunea atât de frumos Sfântul Grigore de Nisa, spune că Dumnezeu, pentru cei slabi și moi, se face pâine care întărește inima omului. Și pentru cei obosiți de grijile acestui viac și pentru cei însetați, se face vin care veselește inima omului. Dumnezeu se face toate tuturor. Omul ar trebui, ca să poată să se dăruiască, să fie el întâi pâine bună. Să-și facă inima lui pâine bună ca să-l poată mânca, să-i poată hrăni pe ceilalți. O pâine bună așa, dreasă cu sarea Duhului Sfânt. Să fim pentru ceilalți cu o inimă de turtă dulce. Bucuria are forma aceasta a ospățului, a comuniunii din familie. Un om de sărbătoare ce face? Pune masă și cheamă pe toți la masă și se hrănește văzându-i. Prin dar se sfințesc toate. Chiar dacă nu avem ce să dăm, spunea Părintele Arsenie Papacioc, că nu o putem da din buzunar, dăm din inimă. Stăm și facem o rugăciune pentru el sau îi dăm un zâmbet, dacă-l avem. Dar măcar dacă nu ne vine noua zâmbi, măcar pentru ei să avem un zâmbet, să-l putem dărui. Pentru masa de Crăciun vom pregăti al doilea fel, care constă într-un preparat din două feluri de pește. Primul este un șalău, al doilea este un somon. Vom face un somon cu șalău împletit. Acest pește va fi presărat întâi cu ierburi aromatice. Vom folosi întâi oregano, vom folosi piper mozaic, busuioc, puțin busuioc, sare, rozmarin, ulei și vin. Vinul este bine să fie un alb demisec. Când preparăm peștele, să fim atenți să fie cumva de aceeași lungime în tavă. Așezăm șalăul în X, după cum bine vedeți. Îl vom împleti cu ajutorul unor scobitori. Înfingem scobitorile bine ca
peștele să se sudeze. Așezăm în tavă peștele, după care presărăm peste el toate mirodenile despre care am spus. Eventual vom pune și puțin busuioc. Câteva fieri acolo. Părinte Mina, cât de mult s-a adaptat bucătăria de mănăstire la nou? În trecut, oamenii, sau probabil și în ziua de astăzi, oamenii au concepția cum că în mănăstire bucătăria ar trebui să prezinte o mâncare sărăcăcioasă, deoarece călugării, așa cum și imaginează fiecare, sunt postitori, au depus votul sărăciei. Însă în scrierile Sfântului Teodor Stoditu se spunea următorul lucru, că bucătarul este dator în fața lui Dumnezeu cât și în fața obștii să facă mâncarea cât mai bună, cât mai gustoasă, astfel încât să nu existe pricină de cârtire la masă. Niciun frate care va mânca din mâncarea respectivă să nu aibă vreun motiv de cârteală, să spună că nu a fost mâncarea bună. Îmbibăm foarte bine peștele cu vin. Iar lângă pește, în aceeași tavă, dacă putem, vom pregăti garnitura din cartofi, care constă în niște cartofi fierți. Îi fierbem cam jumătate de oră, așa. După aceea îi lăsăm la răcit și îi vom pregăti în felul următor. Noi deja avem cartofii pregătiți. Vom pregăti un fel următor. Luăm un cartof, îl tăiem în patru, cu tot cu coajă, fără să decojim. Îl așezăm în tavă, îl presărăm. Un lucru foarte important care am uitat și la pește, îl presărăm cu sare. Peștele, dacă nu este sărat, ca orice mâncare, nu are gust. Punem piper. Este o rețetă foarte ușor de preparat. Foarte ușor de preparat și aproape la îndemână oricui. Parmezanul poate fi înlocuit? Parmezanul ar putea fi înlocuit, însă nu dă același gust. Ingredientul care dă gustul extraordinar este parmezanul. Este bine să punem cât mai mult parmezan, astfel încât să topească pe cartofi. Este bine de lăsat în baiți o oră peștele, înainte de a se pune în cuptor, ca să-și tragă din arome tot ce se poate înăuntru lui. Am pregătit preparatul, îl vom băga la cuptor pentru 25 de minute la temperatura de 180 de grade. Părinte Mina, câte mese are un călugăr pe zi și dacă puteți să ne spuneți, acest program al dumneavoastră, mai strict din mănăstire, este folositor doar la crearea unei discipline sau are și alte beneficii? În general, în mănăstire servim 2 mese pe zi. Este de dorit ca acele mese să fie imediat după slujbe. De exemplu, mănăstirea noastră, dacă terminăm Sfânta Liturghie la ora 10:30, la ora 11 este masa, seara, dacă terminăm vecernia la ora 5, la 5:30 este masa.
Cam așa cred eu că este în fiecare mănăstire. Dar sunt și cazuri, în funcție de dragostea și nevoința și simțirea păcătoșeniei, propriei păcătoșeniei, în care călugărul spovedinții la duhovnic capătă, la duhovnicul mănăstirii, capătă un anumit canon. Și acest canon constă într-o masă pe zi, după ora 3, așa cum s-a socotit de către Sfinții Părinți că ar fi în mijlocul zilei, sau după ora 6, sau unii chiar și după ora 9. Și sunt diferite trepte de post, de la post negru în care nu bem nici apă, nici nimic, la post pâine și apă, și ăla poate să fie de două ori pe zi, o dată la ora 3, o dată la ora 6 sau seara după ora 9, în funcție de ceea ce i s-a dat de către duhovnic. Dar, în general, Sfinții Părinți au considerat că disciplina este unul dintre cele mai bune instrumente ale unei vieți călugărești. Din ce cauză? Călugărul ce face pe pământ? El slujește lui Dumnezeu, se roagă pentru oameni, se îndepărtează într-adevăr de lume și stă undeva în pustietate, în singurătate, rugându-se lui Dumnezeu, dar pentru oameni și pentru mântuirea sa. Ei, el are în vedere ca scop primordial, dincolo de mântuire, și iubirea de aproape are în vedere imitarea unei vieți îngerești. Imitarea unei vieți îngerești, că ăsta ar fi unul dintre scopurile călugărului, nu se poate fără disciplină. Datorită acestui lucru, noi avem această disciplină. Într-o mănăstire totul este organizat. Exact cum vă spuneam și înainte, ca într-un corp uman, nu poate să fie tot într-un haos. Ficatul să facă în felul lui, stomacul să facă în felul lui, creierul în felul lui, gura în felul ei, nu se poate așa ceva. Tot este organizat. Este slujbă, este mâncare, este perioada de post în care nu mâncăm între mese, este iar mâncare. Seara de obicei mâncăm mai puțin, așa se recomandă de către Sfinții Părinți. Unii chiar nu mănâncă deloc, așa, până a doua zi la următoarea masă. Perioada asta de post, sau cum ar spune cei din lumea de astăzi, perioada asta de autofagie, așa, ajută foarte mult la menținerea stării de trezvie. Când ești lucid, ești conștient de scopul tău, știi ce ai de făcut. Dacă ai mâncat puțin mai mult, automat sângele coborându-se din cap în stomac, îți creează o stare de moleșală, nu mai reușești să-ți mai faci pravila, nu mai reușești să mai fii punctual la ascultare, nu mai reușești să mai fii dinamic. Și asta nu este proprie unei vieți călugărești. Un călugăr trebuie să fie exact ca un aluat în mâna lui Dumnezeu, să se lasă modelat după cum vrea Dumnezeu. Doar așa va putea învăța treptele iubirii de aproapele. Este important să fim împreună, așa cum la slujbe suntem împreună. Așa este important să fim împreună și este important să fim împreună și la masa de obște. Și pentru că acolo, așa cum ne minunăm de Dumnezeu în cadrul slujbelor, ne minunăm de Dumnezeu, iar slujbele sunt trepte către cer. Așa îl praslovim și pe Dumnezeu la masă și ne minunăm de dărnicirea Lui și de purtarea Lui de grijă. Tot ca o slujbă. Cumva, vedeți, trupul are șansa să participe și el la praslovirea Lui Dumnezeu. Participe și el. Nu neapărat prin post, prin metane, prin asceze, ci și prin masă. Ci și prin masă. Și întâlnim masa chiar și în cult. Nu vedeți? Masa euharistică care se dăruiește. La cununie se dă acel pișcot cu vin. Întâlnim masa, eu știu, în momentele la anafură care nu se împărtășește. Cumva și trupul participă. Și Dumnezeu, spunea Steinhardt, spunea că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al pustiului. Nu este un Dumnezeu al zgârcenii, ci este un Dumnezeu al dărnicii. Este un Dumnezeu al belșugului, este un Dumnezeu al mâncării. Și prin aceasta, prin generozitatea lui Dumnezeu, noi urcăm pe treapta aceasta al preslăvirii lui Dumnezeu. Legat de postul despre care ne-ați vorbit, ne-ați amintit, în mănăstire se consumă ulei doar în zilele cu dezlegare. Ce gătiți
în aceste zile și cum v-ați obișnuit cu astfel de mâncare, fără pește, fără ulei? Deși aparent sunt mai puțin gustoase, într-adevăr, ele le suplinesc dorința asta din nevoință a călugărului. Adică mâncarea sărăcăcioasă în vitamine, în calorii, te ajută să ai mintea mai trează, să fii mult mai ager, să curgă sângele mult mai rapid, pentru că așa se întâmplă în post, sângele fiind încărcat cu toxine, curge mai rapid și atunci, automat, orice persoană care consumă mâncarea asta de post fără ulei este mult mai dinamică, mult mai atentă. Atenția ți se mărește, concentrarea ți se mărește și spun Sfinții Părinți că și inima se umilește mult mai repede decât dacă ar fi o mâncare gustoasă. Bucătăria mănăstirii nu este și nu a fost niciodată un restaurant și nu va fi, nu spre asta tinde. Chiar dacă trăim în pustietate, noi trăim totuși într-o societate. Societatea ne vizitează. Societatea este și ea într-o continuă schimbare. Deci și mănăstirea este și ea într-o continuă schimbare, dar atenție, păstrând cu acrivie tradiția Sfinților Părinți, având grijă ca nimic din tradiția Sfinților Părinți să nu se piardă. Acum va trebui să scoatem mâncarea. Deși pare paradoxal, ca o mâncare într-adevăr să ți se pară gustoasă, să fie bună, este bine, este recomandată atât de către medic cât și de Sfinții Părinți să nu mănânci între mese. Dacă nu vei mânca între mese, absolut tot ceea ce vei mânca la masă să se va părea extraordinar de bun. Iar în al doilea rând, pot să vă zic, postul este și el în diferite trepte. Dar cu cât ne sărguim să parcurgem absolut toate treptele, adică să nu postim numai cu gura, ci să postim și cu fapta. Să avem grijă, să ne iubim aproapele. Nu vom reuși noi ca în Evanghelie. Dar dacă vom avea cuvintele Evangheliei în fiecare zi și în fiecare moment în minte, cu ajutorul Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, vom reuși încet, încet să punem în aplicare tot ceea ce scrie acolo. Nu trebuie să facem lucruri mari, dar dragostea pe care o avem nu trebuie să piară în vâltoarea lumii de astăzi. Poftă bună! De asta mâncăm împreună, pentru că este o continuare a slujbei, este o continuare a slujbei și ar trebui să fie în orice casă, în orice familie, masă să fie așa un moment de sărbătoare de peste zi. În momentul în care ne hrănim, nu doar cu mâncarea, ne hrănim și cu prezența celuilalt. Și celuilalt se face pentru mine, se face pentru mine hrană. Și tot vorbeam de dar. Atât de frumos ar fi să ne fie cel de lângă noi, să ne fie un dar. Cred că sărbătoarea totdeauna vine atunci când vine Dumnezeu în inima noastră și ne transformă viața într-o sărbătoare. Spune Ioan Gură de Aur că cel care are conștiința curată are tot timpul inima într-o sărbătoare, să-ți fie inima într-o bucurie. Și eu când mă gândesc la asta și spuneam, îmi amintesc de momentul sărbătorilor, poate în momentul în care eram la bunici, în momentul când se apropiau sărbătorile de iarnă și hălăduiam pe uliță cu psăniile sau încete de colindători și ai nostalgia aceea a purității, a sărbătorilor. Cumva să o ai permanent starea aceasta de bucurie, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, să-ți fie tot timpul viața o sărbătoare. Dar trebuie să știi să-ți menții conștiința curată. Trebuie să-i mulțumim celui de lângă noi că există, că-l putem iubi. Omul însetează, omul este flământ. Atât de flământ încât ignoră și timpul și distanța și drumul anevoios. Pentru că simte nevoie să-și hrănească sufletul cu ceva. Oamenii se pregătesc de sărbători și cumva ei sunt obosiți așa de povara gândurilor, de povara gândurilor, de povara grijilor. Și totuși caută ceva, caută
o magie în viața lor, ca să mă exprim așa în limbajul mediei de astăzi, de magia cumpărăturilor. Dar magia aceasta te lasă flămând. Magia asta nu-ți mulțumește foamea de Dumnezeu. Taina cea mai frumoasă este întrepătrunderea aceasta dintre om și Dumnezeu. Întrepătrunderea aceasta dintre uman și dumnezeiesc. Biserica este cea care transformă, nu? Transformă pâinea în trupul lui Dumnezeu. Transformă apa în aghiazmă. Transformă dintr-un om împovărat de păcate într-un om ușor, care atunci când iese de la spovedanie spune: Părinte, mie îmi vine să zbor de bucurie. Aici este locul minunilor, biserica. Rugăm pe Dumnezeu să înmulțească dragostea Lui, să o simțim în iestea inimii noastre, că putem să o dăruim și noi, cum dăruiau magii darurile, să le putem dărui și noi seminilor. Și nu dăruim din ce avem noi, dăruim din ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu se face hrana dragostei noastre. Dăruim din darurile Lui. Spune acolo într-un colin că nu uita române să fii bun. Dar trebuie să fim buni în tot cursul anului, trebuie să fim buni tot timpul și trebuie să fim celui de lângă noi un dar al lui Dumnezeu. Și să știți că ori de câte ori coboară Dumnezeu în peștera inimii noastre, ne simțim ca într-o sărbătoare. Dumnezeu ne transformă viața aceasta, uneori cenușie și împovărată, ne transformă în sărbătoare. Doar noi trebuie să facem și noi ceva. Dumnezeu bate, iar noi trebuie să-i deschidem ușa și să găsească acolo înăuntru sufletul curat și pregătit să se nască și în inima noastră. Și ne-l transformă, așa cum spuneam, inima ne transformă în palat frumos, cum spune, în colin cu bolta de mărgărit. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale.